Suntem la Roșia Bihoreană, în județul Bihor, pentru un proiect pilot societal, un proiect coordonat de Asociația ARIN. Proiectul se numește WeShare, Collaborative Consumption. Așa cum îi spune și numele, proiectul promovează consumul colaborativ. Sunt o serie întreagă de modele foarte, foarte diverse, propuse de 16 organizații europene, care fiecare a venit cu demersul ei în proiect. Proiectul WeShare, Collaborative Consumption, care implică tehnologie, sustenabilitate și prietenie, încearcă, mai ales acum în perioada asta de criză financiară, să ajute oamenii să-și dea seama că pot să realizeze foarte multe lucruri fără foarte mari investiții în bani, doar împărtășind cunoștințe sau lucrurile pe care le au. Un exemplu foarte comun de consum colaborativ este folosirea în comun a unei mașini. Un alt exemplu este să faci schimb de lucruri care sunt foarte bune, poate chiar doi, dar ție nu-ți mai trebuiesc. Un alt exemplu este folosirea unor biciclete în comun. Și un exemplu care s-a aplicat foarte bine aici, încearcă acești tineri entuziaști din Roșia să revitalizeze șezătoarea. Dar șezătoarea este ceva clasic din cele mai vechi timpuri în România. În seriile de iarnă, lumea se adună la cineva, îl ajută să-și, nu știu, despărușeze porumbul, se cântă, se dansează, se schimbă experiențe, se schimbă semințe, poate, de plante, se povestesc, se pun la cale lucruri pentru comunitate. Conceptul acesta de WeShare implică foarte o viață socială foarte bună, adică ajută la crearea, la dezvoltarea unei vieți sociale foarte bune. Și asta este chiar necesar acum, în secolul 21, când se manifestă din ce în ce mai mult alienarea. În urma evenimentului care a avut loc la Miercurea Ciuc, unde ne-am simțit extraordinar de bine și unde am învățat foarte multe lucruri de la cei de la Societal, întorcându-ne spre casă, șeruind o mașină, împreună cu un membru al Asociației Carpatica, un membru al Asociației ARIN și doi membri de la Asociația Roșia Bihoreană, ne-am hotărât să organizăm și să facem un festival frumos la noi în comună, în Roșia, care să se numească Straiță Plină. Au venit foarte mulți oameni de la Oradea, Cluj și de prin împrejurim. Ne-a susținut foarte tare și primăria. Am legat și de un eveniment local, deschiderea oficială a biblionetului în sat și eu cred că am făcut o treabă foarte bună. Anul ăsta o să-l facem mai repede, o să fie în 14 septembrie și marca eveniment responsabil asta neapărat. Inspirată de ceea ce s-a întâmplat la Roșia, la Straița Plină în toamna anului 2012 și din dorința de a promova lucru manual în zonă, tradițiile locale, am profitat de zilele mărțișorului din Ștei și am reușit să găsesc artiste plastice din zonă și amatoare care au făcut mărțișoare exclusiv manual. Alături de copiii tuturor școlilor din zonă, au creat peste 1000 de mărțișoare manual. Acestea au fost expuse la Casa de Cultură, un timp de o săptămână, și au fost vândute. Banii obținuți au fost donați a două familii aflate în nevoie în orașul Ștei. Am făcut fiecare o cercetare în țara noastră, să găsim cam ce s-a făcut în domeniul ăsta. Așa, și le-am pus într-un ghid, în care sunt 16 astfel de exemple, din 16 țări diferite. Ghidul l-am lansat astăzi aici. Fiecare țară l-a tradus în limba țării respective. Și este făcut ca un exemplu, ca un ghid director. Încă foarte multe exemple se pot găsi pe site-ul proiectului. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.